Bună! Numele meu este Mihaela Sara și sunt elevă la Liceul Internațional Integritas. Aș vrea ca în următoarele momente să-ți povestesc experiența mea cu Dumnezeu. Pot spune că viața mea se împarte în două ere. Era dinainte de Hristos și era după Hristos. Deși am crescut într-o familie adventistă, în care părinții m-au învățat cât de mult mă iubește Dumnezeu, pot spune că dacă nu am studiat personal principiile pe baza cărora am fost învățată, nu am putut avea o bază solidă pentru viață. Astfel, când am ajuns în ciclul gimnazial și când m-am mutat la o altă școală, am întâmpinat o problemă pe care probabil mulți tineri o întâmpină și ei, aceea că doream să fiu cât mai acceptată de noii mei colegi. Eram gata să fac aproape orice pentru a ști că sunt în grupul lor și că sunt la fel ca și ei. Încetul cu încetul am început să renunț la anumite valori despre care fusesem învățată să le respect. Subiectele mele de discuție, glumele pe care le făceam, erau complet disgrațioase. Muzica și cărțile pe care le citeam erau cu totul nepotrivite și îmi formau o părere greșită despre viață. De asemenea, aveam două fețe. Una pe care o afișam în biserică și alta pe care o arătam atunci când eram de față cu colegii mei. Privind acum în urmă, pot spune că viața mea o luase complet razna. Ajunsesem la fel ca și colegii mei și pot spune că ajunsesem exact unde îmi dorisem. Până la urmă, ajunsesem exact unde mi-am propus. Însă nu, eram complet nefericită. Pe măsură ce încercam să fac câte un lucru ca să fiu cât mai pe placul colegilor mei, cu atât mai mult lucrul acela mă făcea mai nefericită și mai neîmplinită. Aveam nevoie de cineva. Aveam nevoie de cineva care să mă asculte. Aveam nevoie de Dumnezeu. Aveam mustrări foarte dese de conștiință, însă nu doream să recunosc faptul că am nevoie de Dumnezeu. Îmi era frică că El nu mă va asculta și că nu mă va ierta pentru tot ceea ce făceam și tot ceea ce am făcut. Așa că, pe măsură ce timpul trecea, continuam pe calea cea rea. Însă, la un moment dat, inima mea a început să simtă că nu mai poate purta singură acea povară sufletească și că totuși este nevoie de cineva care să mă asculte și care să mă ajute. Iar acela, după cum am spus, era Dumnezeu. Iar în planul lui pentru mine era și venirea la acest liceu. Atmosfera de aici, profesorii care mi l-au prezentat pe Dumnezeu într-o cu totul și cu totul o altă lumină, rugăciunile fierbinți ale părinților mei m-au ajutat să-mi deschid inima și să doresc să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Am început de asemenea să-mi schimb gusturile. În loc să mai citesc tot felul de romane, am început să studiez Biblia, care înainte mi se părea o carte atât de plicticoasă, o carte care merita citită doar atunci când făceai o predică. Biblia a început să mi se pară o carte care cuprindea adevăruri special pentru viața mea, care se aplicau la situațiile prin care eu treceam. De asemenea, cărțile spiritului profetic, de care nici nu voiam să aud înainte, au început să fie pe lista priorităților mele. Ele mi-l prezentau pe Dumnezeu așa cum doream eu să-L văd, ca un tată iubitor și ca un prieten care dorea să vorbească cu mine. La un moment dat, într-o după-amiază de sabat, atunci când mă rugam în camera mea, lacrimile au început să-mi curgă pe obraz, gândindu-mă cât de mult a dat Dumnezeu pentru mine și cât de mult mă iubește. Am început să plâng gândindu-mă cât de mult l-am rănit eu pe Dumnezeu și cât de mult m-am ascuns de El, cât timp El mă căuta și dorea să mă câștige. Atunci am luat hotărârea să-mi predau viața mea în mâna Lui. Am luat hotărârea să las pe El să mă ajute să iau deciziile cele mai bune. Am luat hotărârea să nu mă mai ascund de El, ci să las să lucreze și să mă facă așa cum dorește El să fiu. Din acel moment, viața mea s-a schimbat complet. Dacă înainte eram atât de egoistă, după ce m-am predat Lui, inima mea a început să devină altruistă și să dorească să ofere oamenilor pacea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie. Am început să mă implic în proiecte de misiune și îmi plăcea să le spun oamenilor cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de mult dorește Dumnezeu să ne schimbe pe toți și să ne facă după chipul și asemănarea Lui din nou. Am început să reiau legătura cu unii colegi și să le spun: uite, așa eram în trecut, acum Dumnezeu m-a schimbat, sunt cu totul și cu totul o altă persoană. Iar unii din ei au acceptat să le vorbesc despre Dumnezeu și să le spun cum m-a schimbat El pe mine. Totuși, vreau să vă spun că nu a fost atât de ușor precum pare.
Au fost de asemenea multe lupte care s-au dat între firea mea duhovnicească și firea mea pământească. Au fost lupte pe care le-am câștigat doar cu ajutorul lui Dumnezeu, doar cu ajutorul rugăciunii și al studiului. Ceea ce vreau să spun însă este faptul că Dumnezeu a fost acolo întotdeauna ca să mă ajute, la fel cum va fi și cu tine. Aș vrea să citesc acum câteva versete care mi se potrivesc perfect. Versetele 7 și 8 din Filipeni, capitolul 3. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, adică lucrurile pe care eu le făceam în trecut, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragul meu, poate și tu ai probleme și poate și tu te-ai regăsit în ceea ce am spus eu. Însă, partea bună a lucrurilor este faptul că Dumnezeu te caută, așa că nu-i întoarce spatele. Lasă-L pe El să te schimbe. Lasă-L să-ți modeleze inima și să te facă după chipul și asemănarea Lui. Și amintește-ți, nu e nimeni atât de căzut să nu poată fi renăscut.